Salutare, dragi prieteni, bine ați venit pe canalul lui Radu. Scuzați mizeria din portbagaj, am avut de demontat aici un sistem cu un panou solar să mă încarce bateriile astea mici de 14 Ah, deci în total au 14 Ah, au 7 Ah bucata. Și i-am pus o priză de mașină pentru accesorii, USB-urile funcționează. Și ce am vrut să fac aici? Deci astăzi o folosesc pe câmp, la vară, mașina asta. Eu am nevoie de apă rece vara, ca tot omul. Mai o citroană rece, adică un ceai, un Nesty Iced Tea. Și ăsta o să-mi țină, dar o să schimb panoul solar. O să pun altul, că ăsta e mic, de 10 W și nu știu cât, 200 de miliamperi oră. Sau ceva de genul, oricum e mic. O să pun unul de 100 de W. Aici tot cu suport din aia de prindere, ăștia să-i sigilez, să nu-mi intre apa, o să sigilez cu silicon și după aia cu poxipol din aia de frământat sau poxilina, cum îi zice, și dau vopsea peste ei. Și o să pun un panou de 100 de W acolo mai mare, are un metru, 68 de centimetri, mi se pare pe 58. În fine, o să fie de 100 de W și cred că 2 amperi oră sau 4 amperi, nu mai știu cum era specificațiile. O să găuresc plafonul pe sus, să-i bag cablul ăsta. Bine, nu ăsta o să fie, o să-i bag cablul aferent, frumos. Și o să iau, dacă știți voi, că este pentru găuri la cei care fac campervanuri și din astea, este o gumă rotundă cu diametru găurii și în mijloc are o gaură care sigilează, strânge bine în gaura care o dai. Sistemul ăsta l-am pus pentru a putea să țin accesoriile pornite, gen frigider din ăla cu element peltier am, care știm că consumă și nu e foarte eficient. Un ventilator, una alta, să le țin pornite vara, fără să-mi consume din bateria de la Matiz. Că dacă știți, unii dintre voi, uite, 13,4, deci încarcă. Dacă știți unii dintre voi, la Matiz, bateriile originale, din câte am văzut, eu sunt de 40 de amperi. Și nu poți să ții pe accesorii, nu poți să ții 40 de amperi. Nu 40 de amperi. O ladă cu peltier care consumă în jur de 6 amperi oră. Nu poți să ții foarte mult băgată în priza mașinii, pentru că o să te trezești că nu mai e baterie deloc. Aici mai am alte scule, LED conuri, mai multe scule de lipit de făcut, că astăzi vreau să fac și un sistem de răcire în mașină, tot cu element peltier. Și de aia o să am nevoie de... am uitat să vă spun, o să schimb bateriile astea de 14 amperi în total. Când vin cu panoul de 100 de W, o să schimb cu baterie de 60 de W, de amperi. Și să aibă autonomie mai mare. Normal 60 de amperi. Normal 60 de amperi trebuie să meargă frigiderul ăla cu element peltier, dacă consumă, consumul maxim e 6 amperi, dar undeva media am înțeles că din calculele mele, nu știu dacă am calculat bine, e 4,5 amperi, deci 4 amperi jumate, ar trebui să meargă vreo 10-14 ore până se oprește. Dar, având în vedere că eu bateria aia o leg la un panou de 100 de W care o să vină pe plafon, la mașină, nu o să mă ogolească niciodată până la zero. Pentru că consumul în vați e descris pe cutie undeva la 40 de vați. Teoretic. Poate să fie mai mult, puțin. Și atunci, într-o zi cu soare ca lumea, va lua aproape direct din panou curentul, ca să zic așa. Deci
Cam asta vreau să fac. Am făcut numai așa de probă, de test, să vedem. Da, eficiența într-adevăr e mai scăzută pentru că e drept pe plafon, așa, nu e inclinat, nu se rotește, nu are niciun sistem de rotire, de înclinare și eficiența panoului e mai scăzută, dar totuși consumul nu o să depășească puterea panoului într-o zi cu soare, de exemplu cum e astăzi. Într-o zi mai noroasă avem rezervă, dar nu ne trebuie. Când e răcoare afară și e rece, normal că nu bei apă rece sau suc rece sau orice altceva rece. Dar într-o zi cu soare, panoul va fi îndeajuns de puternic ca să compenseze curentul tras de ladă aia și nu numai ladă, că o să pun un ventilator să circule aerul în mașină. Bine, ventilatorul o să fie ceva cu USB-ul, deci micuț, dar să facă curent de aer în mașină, să nu se acumuleze foarte, foarte multă căldură. Las două geamuri deschise și ventilatorul să meargă. Ăla nu știu dacă consumă mai mult de 2 amperi, 1 amper, 2 amperi, nu știu cât e exact, dar eu zic că după calculele mele bateria o să fie aproape tot timpul încărcată și nu o să se descarce așa repede. Ăla l-am pus de probă, de test, am verificat cu priza aia ce am pus-o și merge mini frigiderul la peltier, merge, doar că se gata repede bateriile pentru că panoul e foarte, foarte slab și eu nu pot să pun la bateriile astea mici, că nu am autonomie în ore, mă refer de curent, nu pot să pun panoul ăla de 100W, că nu am autonomie necesară. Și menționez că bateriile le-am găsit cu 4V, deci trebuie să le pun un pic la încărcat cu un redresor electronic. Ăla l-am avut la îndemână și să-și revină până pe la vreo 10V. După aia au recunoscut controllerul ăsta de încărcare, l-au recunoscut și a revenit. Și l-am lăsat să încarce așa încet, că deocamdată n-am consumatori pe ele. Bateria mare o să pun unde e roata de rezervă. Și așa mai departe. Cam atât am vrut să vă spun în clipul de astăzi. Ne vedem data viitoare, când o să reușesc să fac modificările care vreau eu să le fac. Modificările necesare. Să vedem rezultatele după aia.